Marius Stavrositu a început de aproape o jumătate de an o nouă carieră, cea de antrenor principal. Fostul coordonator al Roșalbaștrilor a încheiat activitatea de performanță în vara lui 2020 și conduce acum de pe bancă destinele formației Steaua București. Cu mai puțin de 24 de ore înainte de startul returului Ligii Naționale de Handbal, într-un interviu exclusiv Steaua TV, tehnicianul în vârstă de 40 de ani a făcut o radiografie a evoluțiilor Stelei din primele 14 etape și a vorbit despre dificultățile sistemului competițional. A trecut prima jumătate a sezonului. Cum ai trăit primele 14 meciuri, noua ta postură de antrenor principal? A fost destul de greu pentru mine la început. Aș vrea să cred că băieții se simt bine cu mine pe bancă. Sunt convins că o mare parte dintre jucătorii Stelei pot face mult mai mult. Ce reprezintă pentru tine faptul că ești antrenor principal la Steaua? Pentru mine faptul că sunt antrenor la Steaua înseamnă foarte mult. Mă bucur că am avut ocazia să rămân în domeniu. Ți-ar plăcea să ai un Marius Stavrositu în echipa acum? Da, mi-ar fi plăcut să am doi. Dar am câțiva jucători cu care chiar pot spune că mă mândresc, că ei vin 100% pregătiți pentru antrenamente. Jucători de valoare avem. Care a fost meciul sau meciurile la finalul căruia ai fost mândru de echipa ta în turul campionatului? Aș putea să spun că am fost mândru de ei și în momentele când am luat bătaie, pentru că știu foarte bine că aceștia sunt jucătorii Stelei și cu ei mă duc și la bine și la rău. O victorie mare, aș putea spune, a fost în etapa a doua, când am reușit să învingem echipa din Turda. Cât de dificil este acest sistem propus de federație, cu meciul la Sfântul Gheorghe, în săli goale, fără public? Este foarte dificil, nu dificil. Așa cum am și spus, e inuman să joci 6 meciuri în 7 zile, e foarte greu să joci și 2-3 meciuri în 3 zile. În pauza dintre tur și retur, Marius Stavrositu a urmărit cu interes jocurile de la Campionatul Mondial din Egipt și este optimist atunci când este întrebat de obiectivul Stelei în acest sezon. Recent s-a încheiat Campionatul Mondial de Handbal în Egipt. Ce echipă națională te-a impresionat? Danemarca, bineînțeles. Sincer să fiu, aș fi mers și pe Franța. Mie mi-a plăcut foarte mult Franța pentru că au un nucleu de 7 jucători care joacă și la Barcelona. Care este obiectivul Stelei în acest sezon? Obiectivul Stelei în acest sezon este clasificarea pe unul din locurile fruntașe, dar tot timpul am încercat să îmi depășesc obiectivele și ca jucător am făcut la fel și cu siguranță și ca antrenor voi face la fel. Abonează-te la canalul de YouTube Steaua TV. Forța Steaua, împreună suntem mai puternici.